Aeroportul internațional Iași se află pe locul 2 în topul aeroporturilor regionale din țară, după cel din Cluj-Napoca. Este pentru prima dată când aeroportul Iași reușește această performanță, în ciuda restricțiilor impuse de pandemie, devansând cu 10.179 de pasageri aeroportul din Timișoara. În 2021, aeroportul Iași a fost tranzitat de 639.532 de pasageri, îmbarcați și debarcați, avansul fiind de 37% față de anul precedent. Cel mai aglomerat trafic a fost în august, în creștere cu 90% față de aceeași lună a anului 2020. Anul trecut, din totalul celor peste 600.000 de călătorii, 54.048 au folosit cursele charter și sezoniere, cu 887% mai mulți comparativ cu 2020 și cu 34% în plus față de 2019. De asemenea, ca număr de aterizări și decolări, aeroportul Iași a înregistrat în 2021 o creștere de 30,90% față de numărul mișcărilor din primul an pandemic.